Focul a izbucnit în bucătăria soților Bucuri, chiar în momentul în care familia se pregătea să mănânce. O scânteie provenită de la o sobă din pământ cu plită din bucătărie ar putea fi cauza producerii incendiului. Sătenii, alertați de focul care risca să se întindă și la locuințele învecinate, s-au mobilizat și până la sosirea pompierilor voluntari de la primăria din Izmeni, au încercat să stăpânească flăcările cu câteva furtune de apă conectate la sistemul public de alimentare a localității. Ce e? Cum n-a? Mi-a luat foc aici, nu știu ce s-a întâmplat. Nu știu, de la o scânteie, nu știu. Și a fost ceva în pod, ați avut ceva în pod? A fost, cred că ciocan, nu știu, nu știu, că eu sunt mai de la Albeș și am venit aici și am văzut. Nu știu altceva. Sunteți rudă cu proprietarul? Da, și e cumnatul meu. E frate cu... A pățit cineva ceva? Nu, doar este cumnatul meu, e rău un pic. S-a prins foc acolo, a strigat soția că s-a prins focul. Dar de la ce? De la ce a plecat? Nu știu, eu nu știu ce a fost acolo la ei. Cine locuiește aici? Bucur Ștefan cu familie. Copii? Da, 5 copii și ei, soțul și soția. Asta e ce s-a întâmplat. A intervenit repede, au venit pompieri? Și pompieri a venit repede, am băgat nu știu noi furtunile imediat de la... N-aveau, dacă era mai rău dacă nu băgam apă, să încingea mai tare. Tras de la pompă? De la... asta, de la public. Așa când au venit pompieri, a stăpânit flăcă? Da, am băgat, că altfel lua foc tare. Dar ce a ars? Că nu știu ce a ars în pod acolo, nu am mai văzut. Era băie, s-au urcat băieții acolo și a băgat. O lucernă uscată? Ce... Da, avea ceva în pod acolo. Da, ce... Baloți, adică avea lucernă acolo. La scurt timp a sosit și autospeciala primăriei din localitate, precum și două autospeciale de la ISU Buzău, care au localizat flăcările și le-au stins în aproximativ o oră. La fața locului a sosit și un echipaj SMURD, precum și unul al ambulanței, care au fost nevoiți să acorde îngrijiri medicale celor doi soți, deoarece, la vederea flăcărilor, aceștia au făcut un atac de panică. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, cei 5 copii fiind scoși din locuință la timp de către vecini. Familia Bucur, afectată de incendiu, în miez de noapte, a primit și un ajutor de urgență din partea primăriei, constând în alimente și apă potabilă.